Gemenii în uh, săptămâna 26 iunie-2 iulie au pe carieră și pe ceea ce consideră ea fi menirea lor uh, o mică provocare. Trebuie să facă față unor probleme legate de resurse, de bunuri materiale și trebuie să încerce să uh, facă față durității, egoismului, izolării, poate unor frustrări relații marcate unor de gelozie, de intrigă sau de posesivitate excesivă. Oricum în 27 iunie Mercur, intrat în Rac, va aduce în prim plan resursele și bunurile materiale. Aici trebuie să vă bazați pe comunicare, pe memorie, pe studii, pe acumularea de date, pe interesul față de evenimente, de cunoștințe care fac legătură cu trecutul pe acumularea de informație pentru a înțelege trecutul și e propriile emoții. Se formează între Lună, Soare, Mercur, Saturn pe de altă parte, Saturn fiind retrograd, Marea Piramidă de Apă. Aceasta va antrenează resursele, va antrenează bunurile materiale obținute la locul de muncă, din munca proprie, un interes mai mare pentru carier, pentru menirea voastră, lucruri care vin la pachet cu creativitate, sensibilitate crescută, dorința de vindecare, interesul pentru misticism, pentru ezoterism. În 2 iulie, Neptun retrograd aduce șanse de a evalua mai bine aspecte ce țin de carieră, de menirea voastră, de a vă înțelege situațiile, în care vă aflați în urma evaluărilor. Se folosește cu succes intuiția, puteți descifra mai ușor unele mistere.